Plus să doar citești pe fețele oamenilor că am câștigat, nu știm cu ce scor, vom afla probabil într-o oră, oră jumătate. Este evident că avem votul pentru a continua și acest lucru este deosebit. Este și foarte bun acest rezultat la nivel național, din ce spunea domnul președinte Marcel Ciolacu. Avem primării câștigate în plus, avem consilii județene câștigate în plus și este și acest scor, evident, foarte bun, 54% împreună cu PNL-ul pe această listă comună pentru europarlamentare. Este un pas bun spre democrație, gândindu-ne că o parte din partid de doreau să, chiar ieșim, să ieșim de pe axa asta euroatlantică, adică să ieși din Uniunea Europeană, să ieși din, eu știu, din NATO, Doamne ferește, cu războiul lângă noi. Deci una peste alta, mai așteptăm o oră jumate pentru a ști scorurile, dar una peste alta suntem la finalul unei campanii obositoare, de ce nu, pentru că s-a muncit foarte, foarte mult și suntem optimiști că rezultatele vor fi bune sau foarte bune.